Bune relații întemeiate în vremea facultății rezistă apoi și testului timpului. Andra și Răzvan au trecut cu brio acest examen. Sunt de 11 ani împreună și se iubesc ca și cum ar fi în primul. Noi ne-am cunoscut acum mai bine de 10 ani. Eram în facultate și ne-am cunoscut la metrou. A fost un lucru care mi-a atras atenția foarte mult de la început. Ochii. Nu merg și pe instinct așa și el avea, chiar avea alură de student inofensiv, tocilar, avea niște ochelari așa cu rame subțiri și am stat un pic să mă gândesc că mi-am dat seama că mă fixa și câteva minute și-a făcut curaj să mă abordeze. Apoi mi-am făcut curaj la Piața Victoriei și am mers după ea, i-am cerut numărul de telefon, s-a uitat așa un pic ciudat la mine, n-a vrut să mi-l dea, prima dată am insistat, i-am zis că nu o să o deranjez. Prea tare și până la urmă mi l-a dat. Și mi s-a părut așa haios că era tot roșu la față, era evident că nu mai făcuse asta niciodată și avea alura asta de student așa, nu reușea să spună prea multe cuvinte, ar fi vrut și n-ar fi vrut să înceară numărul de telefon și până la urmă mi-am dat. Nu mai făcusem asta niciodată, i-am spus și lui că merg la risc cu tine. Și am sunat după câteva zile. Și am fost foarte surprins că mi-a răspuns. Nu mi-a venit să cred. El de fapt era un tânăr mult mai matur decât cei de vârsta noastră. Aveam 21 pic de ani atunci. Gândea, avea foarte multă maturitate în ceea ce îmi povestea. Avea foarte multe planuri. El vrea să călătorească, deja călătorise prin Europa și dorea foarte mult să călătorească în toată lumea. Mi-a plăcut foarte mult că avea cu totul alte preocupări decât ce știam eu că mai există așa în cercul nostru de studenți. Pur și simplu ne plimbam, cred că mergeam kilometri întregi în care povesteam. Era absolut fascinant, nu cină, nu film, nu... Întotdeauna am avut o chimie. Uneori nici măcar nu vorbim foarte mult despre anumite subiecte, dar le simțim împreună și le facem împreună și cred că de fapt despre asta este vorba. Echilibru așa între nebunia aia de tânăr la început de drum și faptul că vezi într-un om echilibrul ăla de care ai nevoie, maturitatea și cumva simți că alături de el poți să construiești ceva. Eu am simțit că Răzvan este genul ăsta de om care poate să construiască în timp sau alături de care să poți să construiești ceva frumos. Cererea în căsătorie a fost, bineînțeles, pe măsura iubirii dintre cei doi. Răzvan a planificat cu multă grijă și răbdare un moment de un romantism spectaculos. Cererea în căsătorie a fost un moment foarte special pentru noi. Nu știu exact când s-a hotărât el, cert este că eu n-am bănuit nimic. Și încă de la început, Răzvan a spus, oricum el avea planuri din astea nebunești, să mai prindem, să mai explorăm și un oraș, să... și a zis că ok, hai să stăm, ne luăm o escală mai lungă în Paris, să stăm în câteva ore ca să ne plimbăm și pe Champs-Élysées puțin, mergem să vedem Tour Eiffel. M-am hotărât să cer în căsătorie undeva poate cam cu un an înainte să o fac. Și mă tot gândeam cam cum ar trebui să o fac, dacă sunt pregătit să fac asta. Știam că nu-mi doresc altceva, știam că este fata pe care o iubesc și cu care vreau să-mi petrec restul vieții. Am urcat împreună, era foarte, foarte aglomerat, ca de obicei, la liftul care te duce până sus. Și Răzvan a spus, ok, hai să urcăm pe scări ca să nu pierdem timpul. Eu știu că el are, știam, și încă mai are rău de înălțime. Și am zis că ești sigur că vrei să faci asta? Eu îl vedeam cu fiecare treaptă, fiecare etaj, că se face verde-albastru la față, zic, nu se poate. Și tot îi spuneam, dar de ce insiști, de ce vrei să... Nu, nu, hai să mergem până sus, că mi-am propus, mergem... Ok. Și acolo admiram peisajul, panorama și așa. Și la un moment dat îl văd că în spatele meu, în genunchi, îmi dă un inel de logodnă. Nu mă așteptam, a fost o surpriză. E ieșit de minune. El a avut inelul, l-a ținut la noi acasă în frigider. Îmi promisese că are o prăjitură la noi, ceva luat de acasă, o prăjitură foarte bună. Și a zis că o ține el în rucsac și o mâncăm undeva prin Paris. Când o să ajungem acolo, zic, bine, mi s-a părut așa un pic weird, dar în sfârșit.
cu o zi înainte să plecăm, l-am împachetat în foarte multe straturi și pungulițe și pungi. Era teamă că la aeroport nu cumva să-mi ceară să-l scot de acolo și să le arăt ce e înăuntru, pentru că mi-ar fi stricat toată surpriza. Mi-a plăcut foarte mult și momentul în sine, dar și toată pregătirea asta, că se știe că bărbații nu întotdeauna își planifică așa lucrurile. Aici. Cei doi băieței, Alex și Vlad, apar în viața lor și completează fericirea familiei. Întreaga dinamică a cuplului se schimbă odată cu apariția copilașilor, dar Andra și Răzvan știu bine care sunt rețetele pentru reușita unei relații. Mi-am dorit foarte mult să am un băiețel, foarte mult mi-am dorit și a fost o bucurie enormă. Și când am aflat că va fi băiețel, și când am aflat că va fi că este însărcinată, și când am mers la sala de nașteri. Primul nostru băiețel a apărut la 5 ani de la cererea în căsătorie, în 2015. Noi ne-am căsătorit în 2014 și eram deja însărcinată în 2 luni și jumătate. Și în mai, pe 1 mai 2015, s-a născut Alex, care e o mine de băiețel, e un bulgăre de energie. Noi l-am poreclit Bucurel încă de la început, că era tot timpul cu zâmbetul pe buze. Și a fost, pentru noi a fost elementul ăla care lipsea. Multă picoare, multă coașa, avea mult vot, o toaie. După aproape 3 ani de când a apărut Alex, mai exact în ianuarie 2018, a apărut și al doilea nostru băiețel. Mi-am dorit foarte mult ca al doilea copil să fie fetiță. Când am aflat că e băiat, tot întrebam, dar nu cumva, poate mai în glumă, mai în serios, dar poate și cu o doză de seriozitate, o întrebam, dar nu cumva a greșit sau hai că mai vedem luna viitoare. 6-7 luni aveam deja de sarcină și el mă întreba, și este fată? Dar vreau să spun că acum când îi văd pe cei doi unul lângă altul și văd cum se joacă, nu, e perfect, nu pot să spun că mi-aș fi dorit altceva. Îmi place foarte mult că întotdeauna caută să se sfătuiască. Nu-i așa, pentru că am și pornit de mici, din studenție ne-am învățat întotdeauna să comunicăm. Nu prea luăm decizii majore fără să vorbim unul cu celălalt. Cred că înainte, când eram ceva mai tineri, o surprindeam mai mult decât acum. Acum cred că a ajuns să mă cunoască foarte bine. Dacă aș fi să mă privesc din punctul ei de vedere, aș putea spune că sunt un om destul de dificil. Ea nu știu dacă o să recunoască lucrul acesta. Noi întotdeauna căutăm să ne echilibrăm. Dacă el are o zi mai proastă, eu încerc să-l înveselez. Dacă eu am o zi mai proastă, e viceversa. La fel și cu copii și cu tot. Noi cred că suntem, eu simt că sunt un om fericit, sunt un om împlinit. De multe ori simt că am trăit 3 vieți până acum. Uneori mă gândesc că dacă aș muri mâine, aș muri un om foarte fericit. Faptul că am ajuns să comunicăm atât de bine, inclusiv atunci când ne este greu, inclusiv atunci când avem probleme, pentru că probleme sunt toate familiile, cred că au. Eu n-aș putea să exist fără Răzvan. Deja am ajuns în punctul ăla în care dacă nu e el lângă mine sau familia noastră lângă mine, n-aș mai fi eu, aș fi altceva. Și din totdeauna, el a fost stânca aia pe care chiar mă puteam baza, indiferent că era un puș de 22-23 de ani, sau mă rog, acum că e un bărbat la casa lui cu copii, în continuare el este stânca pe care mă pot baza.